Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou horoscop, de data aceasta pentru luna octombrie. Vă invit să-mi rămâneți alături pentru a afla care sunt chestiunile din punct de vedere astrologic care vă vor influența pe tot parcursul lunii octombrie, în funcție de semnul vostru zodiacal sub care v-ați născut. Ce vreau să vă mai spun este că vă invit să urmăriți inclusiv videourile aferente semnelor în care aveți ascendentul, luna, descendentul sau planetele personale precum Venus, Marte sau Mercur. De asemenea, cei dintre voi care vă cunoașteți în detaliu harta natală puteți urmări inclusiv informațiile legate de semnele zodiacale în care aveți nodurile lunare. Așadar, vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla toate aceste informații. Vă pup! Bună, dragi capricorni, și bine v-am regăsit la un nou horoscop, de data aceasta pentru luna octombrie. Dragii mei, aceste previziuni sunt atât pentru cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele personale sau nodurile lunare în acest semn zodiacal. Sau, bineînțeles, dacă aveți pe cineva în viața voastră născut în acest semn, ei bine, vă invit să-mi rămâneți alături pentru a vedea cum vă vor influența evenimentele astrale ale lunii octombrie. Dragilor, și începutul de lună, dar și sfârșitul de lună vă vor prinde pe voi sub sfera emoțiilor. Așadar, va fi o lună încărcată de emoții intense, de emoții profunde și foarte, foarte schimbătoare. Așadar, să o luăm în ordinea firească și anume vom vorbi despre începutul lunii, care va debuta cu emoții în sectorul vieții voastre de zi cu zi. Vă veți simți ceva mai sensibil în raport cu activitățile voastre zilnice, fie că vorbim de obiceiuri, da, atenție mare la modul în care aceste emoții vă impactează partea de sănătatea corpului fizic, deci mare atenție la obiceiurile voastre de zi cu zi. De asemenea, relațiile pe care le aveți cu cei din jurul vostru pot fi scoase așa în evidență de emoțiile pe care voi le resimțiți și pe care le răsfrângeți asupra lor, dar bineînțeles și partea de loc de muncă, da? Deci veți fi destul de emotiv la începutul lunii, iar acest lucru se va transpune, repet, în viața voastră de zi cu zi, cu atât mai mult că partea voastră de subconștient este guvernată de rac și de Lilith în rac, dragilor. Tot ce înseamnă răni, umbre, angoase, fel de fel, frici, da? Deci tot ce înseamnă chestiuni care au legătură cu traumele noastre, cu acele lucruri, acei dușmani ascunși pe care îi avem la nivelul subconștientului nostru, ei bine, se transpun acum și se resimt în viața voastră de zi cu zi. Așadar, modul în care alegeți să acționați în urma acestor trăiri intense pe care le aveți, deci toate pleacă de la nivelul subconștientului, apoi se resimt la nivel conștient și la nivel fizic, da? Aveți grijă cum alegeți să acționați și să reacționați la toate acestea, da? În sensul în care lucrurile astea duc către o transformare în viața voastră și către o transformare profundă la nivelul relațiilor voastre, parteneriatelor voastre de lungă durată. Dacă vorbim de o căsătorie sau de o relație de lungă durată, atunci aici va avea loc o modificare. Fie veți alege să puneți punct, poate că s-a umplut paharul, poate că vă dați seama că nu aveți unde să ajungeți mai departe de punctul în care vă aflați în prezent, sau poate doriți să aduceți o schimbare fundamentală în modul în care voi vă raportați la ideea de parteneriat, atât sentimental cât și profesional.
De aceea este foarte important să fiți atenți la emoțiile voastre. Dar nu luați decizii impulsive, nu luați decizii prin prisma faptului că poate vă simțiți răniți, vă simțiți neînțeleși. Încercați să stați voi cu voi și să analizați practic cum vă simțiți în contextul actual, ce vă aduce bun, ce nu vă mai mulțumește și încercați să creați o balanță, încercați să creați un bilanț al emoțiilor și faceți ceva în această direcție. De asemenea, vreau să aveți în vedere în prima parte a lunii octombrie faptul că este foarte posibil să nu fiți voi, ca să spun așa, pentru că tot ceea ce se întâmplă la nivelul subconștientului vostru are nevoie de vindecare. Are nevoie să fie adus la lumină, conștientizat, recunoscut și vindecat. De aceea este foarte posibil să exagerați cu anumite lucruri, să exagerați în reacțiile voastre, să aveți tendința să invinuiți pe ceilalți. Mare atenție la traumele sau la relația cu mama, cu partea feminină, mamă, bunică, soră, deci tot ce înseamnă parte maternă, mare, mare atenție. Ceva de acolo revine către voi destul de agresiv și revine către voi tocmai pentru a vă face să vă desprindeți, da? Fie de o legătură bolnăvicioasă cu mama voastră, fie de o raportare greșită pe care ați avut-o la mama voastră, iar ulterior ați proiectat-o în partenera voastră sau în partenerul vostru de viață, da? Deci este foarte important să vedeți ce anume din legătura voastră ancestrală cu partea feminină, maternă, din viața voastră vă supără. Ce ați preluat? Ce v-a supărat? Ce v-a rănit? Ce v-a nemulțumit? Astea sunt întrebări pe care este benefic să vi le puneți în intervalul următor și să încercați să vă găsiți puterea și calmul necesar pentru a sta în aceste stări și pentru a le diseca, da, astfel încât să le înțelegeți și să le puteți vindeca. Aveți nevoie să le eliberați. Nu se mai poate să le târâți după voi în continuu, pentru că ele deja vă apasă, v-au obosit, vă îngreunează traiul de zi cu zi. Da? Deci toate astea se resimt în viața voastră de zi cu zi. Vă simțiți lipsiți de energie, nu știți de ce, da? Vă simțiți demotivați, vă simțiți copleșiți, descumpăniți. Aveți nevoie de iubire manifestată în viața voastră, dacă ea cumva v-a lipsit, dacă partea de afecțiune, partea de iubire manifestată, de validare din partea maternă a lipsit, încercați să faceți pace odată cu trecutul și cu chestiile astea și încercați să vă oferiți voi înșivă toate aceste lucruri, fără să le mai așteptați, fie, repet, de la partea maternă din viața voastră, dacă aceasta mai există, prezentă, fie de la partenerii voștri sentimentali. Deci încercați să-i mai împovărați și pe ceilalți cu toate aceste emoții și sentimente și încercați să vi le lămuriți voi. Da? Este o perioadă încărcată pentru voi. Luna octombrie pentru voi este destul de încărcată, mai ales că Pluto este în semnul vostru și este și în poziție retrogradă și accentuează tot ce înseamnă ideea de metamorfoză, da, de schimbări profunde, de moarte și regenerare, da, deci se pot produce transformări foarte importante. De aceea păstrați-vă într-o zonă de echilibru, evitați excesele în perioada următoare, evitați excesele în viața voastră de zi cu zi, mare atenție! Mare atenție la aceste lucruri pentru că vă puteți pune în pericol sănătatea, da? Sănătatea corpului fizic, dar și sănătatea la nivel psihic. Aveți nevoie să vă liniștiți. Încercați, dacă este posibil, să vă retrageți o perioadă, să luați o pauză, poate să vă luați un pic de concediu în cazul în care puteți acest lucru. Poate să stați un pic singuri. V-ar ajuta foarte mult, da? Astfel încât să nu vă mai simțiți copleșiți de energiile celor din jur și să reacționați, da? Și să puteți să stați între ale voastre. Mare atenție, deci se pot schimba lucruri foarte importante în planul vostru de parteneriate, da? Fie vă schimbați relația amoroasă, fie puneți punct, fie se întâmplă ceva în sfera parteneriatelor profesionale. O schimbare va avea loc, asta pot să vă spun. Mijlocul lunii cumva este vizat în același sens, deci toată luna va fi cu focus pe
tot ce înseamnă relații parteneriale, pe tot ce înseamnă subconștient, dar și viață de zi cu zi, pentru că acestea se transpun. Deci totul pleacă de la nivelul subconștientului vostru. Dacă acolo nu sunteți ok, categoric calitatea vieții voastre de zi cu zi este afectată. Dar este important să le conștientizați, să le găsiți rădăcina și să încercați să vindecați. Deci, sunteți încurajați să vindecați. Apropierea de sfera aceasta, să spun, de a explora noi domenii din punct de vedere filozofic, din punct de vedere al credinței, da? Vă poate ajuta să parcurgeți mai ușor toată luna octombrie. Deci este foarte posibil să întâlniți oameni sau contexte în acest sens, da? Oameni care să vă ajute pe acest parcurs spiritual, care să vină către voi poate cu o informație, poate cu o ofertă, o oportunitate către voi, astfel încât, da, să vă ajute să vă deschideți mai tare și să înțelegeți mai bine tot ceea ce se întâmplă cu voi în momentul de față. Păstrați-vă deschiși, nu încercați să mai fiți toma necredinciosul și să aveți senzația că voi le știți pe toate, da? Și încercați să arătați că deveniți deschiși, că deveniți ceva mai maleabil, da? Și că primiți în viața voastră noul, fără teamă. Finalul de lună, așa cum v-am spus, vine și el cu încărcătura emoțională, pentru că luna vă tranzitează semnul zodiacal de două ori în luna octombrie, odată la început, între 3 și 4 octombrie, iar apoi 30-31 octombrie. Da? Deci, așa cum vă spuneam, începeți și încheiați luna cu emoții la maxim. De data aceasta, finalul de lună vă prinde, din punct de vedere emoțional, în sectorul relațiilor amoroase, dacă mai devreme am vorbit de parteneriate serioase, că o mare parte din voi aveți poate relații serioase sau căsnicii. Dar există și printre voi oameni care poate au pur și simplu relații amoroase de scurtă durată, pasagere sau pur și simplu ideea de flirt în viața lor. Da? Creativitatea de asemenea este sporită. Pentru că intrați în contact cu emoțiile, atunci și creativitatea are șansa de a ieși la suprafață. Mare atenție la relațiile cu copiii. Cei dintre voi care aveți copii, vă puteți lăsa pradă emoțiilor și puteți aplica în relație cu ei acele chestiuni despre care am vorbit mai devreme, acele chestiuni din subconștient care vă supără, care v-au rănit cândva. Aveți mare grijă să nu repetați acele tipare în raport cu copiii voștri, da? Deci mare atenție pe emoțiile pe care aceștia le stârnesc în voi, pentru că este foarte posibil ca relațiile cu cei mici să scoate din voi acele chestiuni care v-au rănit când erați și voi în faza de copii. Deci este important să intrați în contact cu emoțiile voastre, vreți, nu vreți, veți face acest lucru pentru că luna vă va îndemna în acest sens și pentru asta aveți nevoie de foarte multă sinceritate cu voi, da? Și de răbdare, pentru că e firesc, odată ce ați adunat atât de multe lucruri, atunci când ele vin la suprafață să vă destabilizeze și să vă dea senzația de haos, senzație care pentru voi este cumplită, voi fiind maestri în tot ce înseamnă organizare, tot ce înseamnă ordine, da? Ei bine, aveți nevoie și de puțin haos, astfel încât să veniți cu o nouă ordine, da? Să veniți să faceți curățenie și să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Deci mare atenție, de asemenea, modul în care alegeți să acționați în sfera socială, în sfera grupurilor din care faceți parte. Mare atenție cum alegeți să puneți problema, pentru că emoțiile sunt la maximum și să nu cumva să stricați anumite relații care nu ar trebui stricate, da? Deci mare atenție la impulsul de moment, la faptul că fără să vreți proiectați în ceilalți ceea ce se află la nivelul subconștientului vostru, da? Și nu uitați că oamenii care vin în perioada asta în jurul vostru, fie pe plan amoros, fie în plan social, vin sub formă de oglindă, vin să oglindească
acele chestiuni din interiorul vostru care trebuie vindecate, care trebuie transformate, transmutate în ceva pozitiv. Da? Încercați să transformați rănile și traumele în ceva pozitiv, da? În ceva care să ducă către ideea de evoluție. Deci cam asta ar fi. Mai mult decât atât, în sfera vieții voastre de zi cu zi, dacă nu reușiți să faceți ce v-am spus în prima parte a lunii, vin și lecțiile la pachet, deci pregătiți-vă sufletește, pregătiți-vă ca și stare de spirit, încercați să vă păstrați deschiși, să primiți tot ceea ce vine către voi cu deschidere, pentru că vine în folosul vostru suprem, vine către beneficiul vostru, deci nu este ceva care să vă dea de pământ, să vă lase acolo și să uite de voi, ok? Dar ca să puteți schimba, mai ales că voi sunteți cumva cei mai, printre cele mai reticente semne la schimbare, da? Dintre toate semnele zodiacale. Deci aveți nevoie și de o zdruncinătură mai puternică, pentru că sunteți și foarte rezilienți în tot ceea ce înseamnă ideea de schimbare. Deci, mare atenție, dragii mei capricori! Acestea fiind spuse din punct de vedere astrologic, vreau să trec la mesajele cărților oracol și am să încep cu fazele lunare, să vedem ce au să ne transmită pentru voi capricornii în luna octombrie. Să vedem ce mesaj sau ce mesaje vor ieși pentru voi, astfel încât să vă călăuzească tot parcursul, jumătate de pachet a căzut. Ia să vedem ce înseamnă asta. Așa o să fiți și voi? Așa o să se producă lucrurile haotic. Ia să vedem dacă totuși se vor așeza așa cum trebuie toate cele. Oh. Luna în descreștere. Expiră profund. Se pare că și tu și berbecul, cred că zic bine, aveți în comun acest mesaj și aveți nevoie să vă dați, să vă acordați timp pentru a vă relaxa, pentru a medita, pentru a intra în contact cu partea aceasta voastră sensibilă, vulnerabilă, fix ce nu vă place vouă, că voi trebuie să fiți îi mai duri din tot zodiacul, voi trebuie să le arătați celor din jur că pe voi nu vă atinge nimic, nu vă clatină nimic. Ei bine, pe interiorul vostru sunteți niște pufuleți, așa că ar fi bine să vă luați timpul de care aveți nevoie, despre care v-am spus și mai devreme, și să stați un pic voi cu voi retrași în emoțiile voastre și să vedeți la ce concluzii ajungeți, la ce schimbări, la ce informații, da? Haideți să vedem și oracolul Arhanghelului Metatron ce are să ne comunice pentru voi capricorni în luna octombrie. Nu, deci la voi este ceva super haotic, cad foarte multe, mult prea multe, mi-e greu să le... Deci e ceva ce se va crea haos, se va crea un pic de, să zic așa, de agitație în viețile voastre, dar spre binele vostru. Nu uitați că toate lucrurile se întâmplă înspre binele vostru, chiar dacă le vedeți acum sau nu, ele se întâmplă înspre binele vostru. Ok. Chakra rădăcină. Chakra rădăcina a pământului mamă este situată în muntele Uluru din Australia. Această chakra este una dintre cele mai importante pentru planetă din punct de vedere energetic, căci și ea îi permite pământului mamă să alimenteze toate celelalte chakre. A venit timpul să te concentrezi asupra elevării vibrațiilor tale pentru a fi mai bine înrădăcinat. Deci trebuie să te conectezi la sursa mamă. Trebuie să te conectezi la rădăcinile tale ancestrale, să vezi de unde ai preluat toată această încărcătură, toată această greutate. Mergi pe linie maternă. Eu simt că acolo sunt lucruri de rezolvat și lucruri de vindecat și lucruri de descoperit și vei vedea că sunt chestiuni care nu-ți aparțin, sunt doar preluate. Tu doar resimți efectele acestor blocaje, da? Și ai nevoie să te duci în profunzimea informațiilor ca să vindești, să înțelegi ce se întâmplă cu tine. Nu mai poți sta în angoasa asta și în lamentarea asta continuă. Bun, haideți să vedem acum ce mesaj au și cărțile din oracolul lui Don Miguel Ruiz, cele patru legăminte, pentru voi capricornii în luna octombrie. Ok. Bun.
fii impecabil în tot ceea ce spui. Caută să știi adevărul. Dacă auzi o opinie și o crezi, tu faci automat un legământ, iar acesta devine parte integrantă din sistemul convingerilor tale. Singurul lucru care poate rupe acest legământ este un nou legământ bazat pe adevăr. Numai adevărul are puterea de a te elibera. Uite ce imagine superbă! Ia să fii atent la porumbii albi. Și văd că ai o conexiune cu culoarea portocalie și cu culoarea roșie, chakra rădăcină și chakra sacrală. Da? Încearcă să acorzi o atenție acestor două chakre. Și ultimile mesaje vor veni de la oracolul îngerilor. Pentru voi capricornii în luna octombrie. Ia să vedem ce au aceștia să ne comunice și a vrut să iasă o carte. Oh, dragilor. Ok. Pentru că am vorbit de toată încărcătura din această lună, se pare că vine către voi și o mare binecuvântare, și anume Arhanghelul Mihail. Da? Acesta vine cu protecția lui. Încercați să vă uitați și la videoul aferent zodiei vărsător. Această carte a fost prezentă și în videoul respectiv. Și pentru că și acolo vorbim de niște schimbări profunde și de o încărcătură energetică anume, acest arhanghel a decis să își facă simțită prezența. Arhanghelul Mihail este conducătorul cetei de arhanghel, este cel care apără, cel care ne protejează, cel care vine cu sabia sa și taie orice fel de energii care nu mai sunt de actualitate. Este extraordinar. Dacă nu aveți informații legate de acest arhanghel, eu am să vă las în descrierea videoului informații legate de el și de cum este benefic să-l chemați în această perioadă. El a decis să vă fie alături și să vă protejeze, mare atenție, da? Și să vă ajute să rupeți acele legături karmice care vă seacă de orice energie și care vă țin pe loc. Sunteți binecuvântați! Din nou, un alt culoare albastră este specifică Arhanghelului Mihail. Încercați să vă conectați cu acest arhanghel în luna octombrie. E minunat ce să vă zic. Dragilor, acestea au fost și mesajele cărților Oracol pentru cei dintre voi care aveți tangențe cu zodia Capricorn pentru luna octombrie. Vă mulțumesc dacă mi-ați rămas alături până la finalul acestui video. Dacă v-a plăcut, dacă rezonați cu ceea ce fac eu, am să vă invit să mă ajutați cu un like și cu o distribuire a acestui video tuturor celor cărora credeți că le-ar fi de folos. De asemenea, dacă nu v-ați abonat canalului meu, am să vă invit să o faceți acum și, bineînțeles, să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Mă găsiți pe paginile de Facebook și de Instagram cu Terapie prin Astrologie. Dacă doriți să-mi lăsați un mesaj, dacă doriți să-mi adresați o întrebare sau o sugestie legată de videourile următoare, vă invit să o faceți fie pe adresa de e-mail contact@terapieprinastrologie.ro, fie pe paginile rețelelor de socializare. Și de asemenea, vă invit pe site-ul meu www.terapieprinastrologie.ro, secțiunea magazin, ca să vă familiarizați cu serviciile astrologice pe care eu le pun la dispoziție pentru voi, pentru că simt că veți avea nevoie. Așadar, dragii mei, vă urez ca luna octombrie să aducă în viața voastră acele binecuvântări de care aveți nevoie și să vă înarmeze divinitatea cu putere, astfel încât să puteți depăși toate obstacolele care stau în calea voastră în acest moment. Vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc toate cele bune. Pe data viitoare! Pa, pa!